Pentru mulți dintre noi, parizerul este soluția care ne salvează atunci când avem nevoie de o gustare luată pe fugă. Este o prezență obișnuită pe masa românilor încă din perioada comunistă, când alternativele erau foarte puține. Astăzi, el continuă să fie în topul preferințelor alimentare. Ieftin și sănătos, pe acest aliment îl găsim într-o varietate largă de sortimente pe rafturile magazinelor. Iar deseori, când ne aprovizionăm, nu putem rezista tentației și adăugăm în coșul de cumpărături măcar un baton de parizer. În acest sens, reprezentanții de la Asociația Protecției Consumatorilor din România vin în sprijinul nostru cu câteva sfaturi utile. Eu cred că cel mai important ar fi să ne gândim că astăzi nu mai este ca înainte de 1989 să cumpărăm 10 produse, să le punem în congelator. Și atunci, din această perspectivă, cred că produsele feliate, mai ales pentru persoanele singure sau cu puține persoane, sau de ce nu doar pentru gust, chiar dacă par mai scumpe per gramaj, nu o să aruncăm atât de mult. Fiindcă dacă nu le depozităm cum trebuie, dacă nu avem grijă, s-ar putea să aruncăm mai mult, chiar dacă ne bucurăm la o ofertă două produse la preț de unul. Dar mai ales când avem astfel de produse, să ne uităm întotdeauna la termenul de valabilitate. De exemplu, acest produs, două produse la preț de unul, expiră în 21 a 4-a. Adică mai avem 20 și puțin de zile. Da? Termen destul de scurt. Și atunci să fim convinși că dacă am luat două produse, le și putem mânca în perioada respectivă, iar pe cealaltă parte să ne uităm neapărat la ingrediente, termen de valabilitate, mod de depozitare și bonul fiscal ar trebui să fie un lucru extrem de clar și obligatoriu, nu pentru fiscalizare, poate pentru tombola bonurilor fiscale și loteria unde putem câștiga niște bani, dar sigur, cerând bonul fiscal, avem un produs sigur, certificat, garantat și dintr-un lanț de trasabilitate. Oferta de produse este extrem de mare. Indiferent de ce alegere faceți, nu uitați să citiți cu mare atenție eticheta. Ingredientele din compoziția alimentului sunt scrise în ordinea procentului pe care îl conțin. Și să nu uităm, ingredientele sunt în ordine descrescătoare. Primul ingredient cel mai mult, ultimul ingredient cel mai puțin. Dar coloranți, oxidanți, conservanți, potențiatori de gust, potențiatori de aromă, tot felul de lucruri care încep să apară în anumite produse, trebuie să fie decizia noastră până la urmă. Și dacă ne decidem să cumpărăm un astfel de produs, să fim atenți ca muștarul pe care îl cumpărăm, pâinea pe care o cumpărăm, băutura răcoritoare pe care o cumpărăm, măcar să nu mai aibă același tip de... fiindcă cumulul lor s-ar putea să devină la un moment dat cu un semn de întrebare. Fiindcă astăzi, când cumpărăm pentru prima oară sau am cumpărat produsul respectiv, sigur în fiecare produs este un produs sigur de consum, un produs în care cantitatea de ingrediente, chiar dacă discutăm de euri, coloranți, conservanți, este normativ, dar prin cumulul lor cu alte produse s-ar putea să avem surprize. Știați că parizerul a fost inventat acum mai bine de 100 de ani? La origine era o rețetă de salam din pastă din carne de vită de cea mai bună calitate și slănină de carne de porc, piper și sare. Dacă v-am amintit de gustul de odinioară al parizelului, facem un salt în prezent și vizităm o fabrică de mezeluri. Aici se produc sute de batoane de parizel realizate după o rețetă consacrată românească ce datează tocmai din anul 1968. Turul nostru începe în sala de abator. Zilnic, sute de kilograme de carne proaspătă sunt atent tranșate pentru a fi transportate în spațiul de producție. Ce tip de carne folosiți pentru prepararea parizerului? Pentru prepararea acestui tip de parizer, parizer rețeta 1968, folosim pulpă de vită, originea cărnii fiind România, și slănină de porc, care în momentul de față, pentru rețeta care o să o vedem astăzi, în derulare, tot din proveniență, origine România. Continuăm mica noastră expediție și ajungem în sala de producție. Aici, toate ingredientele necesare pentru realizarea rețetei de parizer sunt cântărite cu precizie și apoi introduse în cutter. Pentru obținerea parizerului rețeta consacrată 1968, avem nevoie să obținem o pastă fină, omogenă, pe care o să o realizăm din cele două ingrediente, slănină și pulpă de vită.
O să tocăm pulpa de vită prin mașina de tocat, după care o să transferăm la cutter. La același lucru o să facem și cu slănina, o tocăm și o transferăm la cutter. La cutter vom obține o pastă fină în urma cuterizării pulpei de vită sau a cuburilor de vită, pe care îl considerăm brat. Acesta este amestecat cu sare, cu nitrit, fosfat și gheață, după care se face o pastă fină de slănină în urma cuterizării slăninei pe care am văzut că am tocat-o prin mașina de tocat. Cele două paste se omogenizează prin malaxare la cutter și se adaugă condimente. În final, obținem acea pastă fină de care avem nevoie pentru a obține parizer. După acest proces, toate ingredientele sunt introduse în cuva malaxorului și tocate până când vor deveni o pastă fină. Apoi se lasă compoziția la maturat timp de câteva ore pentru a intensifica și mai mult gustul. Rețeta parizerului pe care îl fabricați astăzi este mai veche de 50 de ani, câte am înțeles la dumneavoastră. Ce ingrediente folosiți pentru prepararea lui? Pulpă de vită și slănină de porc. Pulpa de vită, după ce o tocăm în secția de tocare, o aducem în secția de cuterizate și o transformăm într-o pastă fină. Ea împreună cu gheață, sare și fosfat. Se lasă la maturat ca un fel de brat timp de 3 ore. După 3 ore, el arată ceva de genul acela. La fel, slănina se cuterizează împreună cu gheața până se obține o pastă fină, peste care se adaugă apoi bratul maturat și prin cuterizare și malaxare împreună cu condimentele obținem în final acea pastă fină de parizer pe care mergem mai departe să o vedem cum este umplută în secția de umplere. Pentru că rețeta consacrată de parizer este bio, umplerea se face semi-automat în membrane naturale de vită. Introducerea compoziției se face cu grijă pentru a nu se forma goluri de aer sau ochiuri de apă ce pot duce la expulzarea grăsimii în timpul tratamentelor termice. Suntem în zona de umplere, aici umplerea se face semi-automat, practic folosim membrane de vită. Ele ne vin conservate în saramură uscată, noi le punem la muia, după care le spălăm cu 2-3 ore înainte de a le folosi. Facem o umplere pe acest șpriț, după care se face o legare manuală, după cum puteți observa cum lucrează la masă. Prin procesul de afumare, parizerul capătă proprietăți de conservare și organoleptice îmbogățite. Afumarea caldă se realizează în două etape, zvântarea membranei și afumarea propriu-zisă. Zvântarea se execută în boxe sau celule de afumare caldă, folosind exclusiv căldura la o temperatură de 70 de grade timp de 3 ore. Cât de importantă este această etapă în prepararea parizerului? Este foarte importantă, pentru că fără tratament termic nu putem obține produsul finit. Pasta nu poate fi, este un semifabricat, nu intră în categoria produselor finite. Practic aici, în zona de tratament termic, facem o uscare și afumare a semifabricatului, după care o fierbere până atingem temperatura de 70 de grade în centrul produsului. După care produsul este dușat pentru a scădea o temperatura până la 40-45 de grade rapid și dus în zona de răcire pentru o răcire completă până la temperatura de 7 grade. Acest proces poate lungi și termenul de valabilitate? Da. Faptul că facem și afumare, facem și fierbere, practic afumarea duce la o creștere a termenului de valabilitate a produsului. În general, în compoziția acestor alimente se găsește carne de calitate proasă, cum este cea dezosată mecanic. De aceea, fiți foarte atenți în momentul în care doriți să cumpărați parizer. Specialiștii ne recomandă să optăm pentru produse de înaltă calitate și care respectă rețeta originală, cea consacrată. Ce presupune prepararea rețetei consacrate? Ce înseamnă mai exact? Rețeta consacrată presupune respectarea ingredientelor pe care le folosești în rețeta respectivă,
a cărnii și a pașilor pe care îi urmează pe flux produsul respectiv. Pentru acest produs, rețeta 1968 presupune folosirea cărnii și nu a înlocuitorilor de carne, folosirea unei cărni de vită de calitate, care duce și la obținerea unei culori a produsului, fără a adăuga colorant, și, bineînțeles, cu minimul de condimente, sare și fosfat, poți obține un produs de foarte bună calitate, pe care și părinții noștri l-au consumat ani în urmă. Ce procent de carne trebuie să conțină parizerul? Pentru această rețetă, ea este o rețetă stabilită, după un standard din 1968, în care se poate vedea și pe etichetă, are 56% carne de vită, care este pulpă de vită, și 23-24% slănină. În rest, până la 100% reprezintă condimentele, sarea și fosfatul. Cum arată parizerul de calitate? Ce culoare ar trebui el să aibă? Culoarea cărnii. Deci, culoarea cărnii este cea care dă o culoare a unui produs. Am pus această întrebare că deseori vedem diverse tonuri de culoare, ba roz închis, roșiatic, roz pal. Da. Acele culori sunt obținute prin utilizarea coloranților. Coloranții extrași din natural, extrași din sfeclă, din struguri, dar sunt coloranți. Culoarea naturală a cărnii este cea pe care o poți stabiliza cu ajutorul nitritului de sodiu, ca să nu poată obține o tentă cărămizie spre vinețiu, să se poate păstra o culoare frumoasă, dar nu prin adăugarea de coloranți. Deci dacă folosești în rețetă carne, vei avea o culoare frumoasă. Dacă nu folosești carne, va trebui să adaugi coloranți. Puteți face o mică demonstrație cum arată parizerul bun și sănătos? Sigur că da, o să tăiem din acest produs. Nu știu dacă am reușit eu să tai foarte bine. Într-adevăr, această culoare este dată de culoarea cărnii de vită. Naturală a cărnii. Da, naturală a cărnii, fără adaus de colorant. Acum ne-am convins, se pot realiza și mezeluri sigure care nu ne pun în pericol sănătatea. A sosit și momentul mult așteptat, prepararea rețetei. Însă mai multe informații evident că ne va da Ștefan Popescu. Bună! Bună, Alexandra! Astăzi avem un preparat, mai multe preparate de fapt, în pariser. Noi astăzi avem parizer de vită, chiar aici vedeți, și parizer de măsline cu ardei roșu, verde, anteclor, din de pui. Avem două variante. Două variante de parizer, dar avem o varietate de preparate care vom face astăzi. Vor fi trei tipuri de sandvișuri, un cheeseburger, să-i spunem așa, ciabata cu legume la grătar, cu cartofi și cu parizer, bineînțeles, și mini baghetă cu unt, brânză brie, cornișon și parizer. Iată, deci avem un meniu foarte diversificat. Pe lângă acest ăsta sunt sandwich-uri, mai avem și trei tipuri de mini antreuri. Pentru că o să fie din fel de tartar de mozzarella cu roșii și parizer. Vom face iarăși un tartar din mango, avocado și parizer, un pic diferit, mai exotic. Foarte și delicios. Și mai avem niște mini tartine în frigărui cu castravete, o să vedeți ce o să fac. Abia aștept. Începem? Să începem. Cu ce să trebuie și cu ce să încep? Cu ciabata. Bine, hai să vedem cu ciabata. Pentru ciabata avem nevoie de legume la grătar, cartofi și parizer de pui cu măsline și ardei. Ne trebuie doar un cuțit. Deci pentru acest lucru nu avem nevoie decât aceste ingrediente, pentru că avem destule. Pe cum vedeți, avem o sumedenie de alimente până acum. Doar pentru parizer. Dar un parizer mai deosebit, parizer de vită, sănătos, sănătos, un parizer de pui cu porc din măsline și ardei. Haideți să tăiem pâinea, pur și simplu. Aveți grijă când tăiați pâinea, țineți degetele deasupra. Nu vreți să rămâneți fără ele.
O să las, nu o să tai tot, totuși toată baia, o să las un pic. Nu tăiem până la capăt? Nu tăiem până la capăt. Trebuie să fie exact ca un buzunar. Da, ca să stea frumos, așa vreau să, și o să vedeți. O să pun totuși niște salată, chiar dacă nu v-am spus. Vă dau un pic de culoare și de sănătate. Și prospețime, exact. Nu o să pun unt la acest... De ce? Pentru că am deja măsline, avem deja legume la grătar, care sunt cu avem măsline. Avem suficientă grăsime. Da. Deci, simplu, începem, aranjăm ardeiul, legumele la grătar. Le-am făcut în prealabil, că toată lumea știe să facă vinetele și de asta am zis să avem multe preparate de făcut, nu aveam timpul necesar. Bineînțeles. Toată lumea știe să facă și legume la grătar. Inclusiv eu. Așa. Știam că aici bați. Ciuperci, dovlecel, ne place dovlecel, mai pun o felie în plus la dovlecel, șunapei roșu, și ciuperci, carnea pământului. Eu zic că e suficient, pentru că avem destul de mare sandwich-ul, avem de pus și, și cartofi, câțiva cartofi, sau doar câțiva cartofi, o să-i feliez, asta pentru consistență, de asta îmi place să pun cartofi în sandwich-ul, creează o consistență mai bună și trebuie să atunci și mai repede. Îi așezăm. Pur și simplu straturi, nu este o tehnică specială, s-ar putea să zic și eu. Noi luăm 2-3 felii de... Ne-am tăiat subțire. Da. Subțire, parizerul. Chiar îmi place că este viu colorată și parizerul de la ardei. Mai pun o felie să fie bogat. Să fie cât mai consistent, în conținut. Și ăsta este primul preparat. Bine, îl punem într-un platou? Da, o să luăm de aici. Puteți să puneți, puteți să spuneți și maioneză. Eu am aici, de exemplu, am și sos tartar, dar l-am ținut pentru cheeseburger. Puteți să puneți și maioneză sau să unt. Untul l-am păstrat pentru doar că este un pic mai gras atunci, da. Dacă vrem ceva mai ușor. Diferite, fiecare sandwich-ul cu mai unul cu maioneză, unul cu unt și unul să fie simplu. Doar cu legumele la grătar sunt marinate cu pesto. Usuioc, ulei de măsline, usturoi. Asta este primul unde preparat, uite, îl punem aici lângă mine. Da. Continuăm cu bagheta, nu? Da. Bagheta am tăiat un pic în avans, dacă vreți să mai tai unul, poate să vă ziceți că chiar am făcut totul înainte. Aveți grijă la fel. Ungem toată suprafața baghetei cu unt, după care adăugăm câteva felii de parizer de vită, castravecior murați și brânză brie, pentru a intensifica gustul parizerului. Așa, și este gata. Mai dau un platou. Ce aveți? Și cel de-al doilea preparat. Cornișon și brânză brie. Perfect. Wow, dar ce repede mergi. Preparatul cu numărul 3. Mai, un pic mai elaboros, să zic așa. Vei face un burger mare, da. Observ după chiflă. După chiflă este un mega cheese parizer, mega cheeseburger, în care principiul o să fie cam asemănător la un cheeseburger, numai că în loc de carne de vită avem parizer de vită. E mare diferență. Ia uitați ce mare. Ce facem acum? O să pun două felii de parizer, de-am tăiat mai gros, să vede. Mai gros, o să pun două, pentru că avem chifla destul de mare, o să pun unul baza. De altul. Și pentru gurmanzi, așa să zice ceva, wow. O să-l facem la grătar. Chifla, o dăm și chifla, grătar. Dar și parizerul un pic, că dăm la grătar. Perfect. O să eu un pic. Deci aici o să avem un sandwich cald, asta o pus sandwich reci. Dar acesta o să fie un sandwich cald. O gustare mai cald. Chiar o... Eu zic că dacă mănânci ăsta, se ajunge la o masă. Pentru că un prânz asigurat. Avem și bacon și castraveți, și tartar, și roșii, și salată verde, și cartofi o să punem la... Într-adevăr, ai avut dreptate, va fi mult mai consistent decât celelalte. Okay. Feliile de parizer și chiflele se pun pe grătar. Între timp, adăugăm cartofii în friteuză la prăjit. După cum vedeți, avem un cheeseburger gigant. Asta e o lembră. Să pun sos tartar. Îmi place să mănânc mult sos tartar. Maioneză, capere. Verdeață. Cu castraveciori. Se pun pe toată suprafața chiflei. Ce punem? Salată. Acum să folosim multe
pentru culoare și prospețime. Orice fel de salată, eu am folosit salată verde, creață, păstrici verde, românească și friză și... Ce vreți dumneavoastră? Ce salată aveți în casă în momentul ăla? Este binevenită. Normal. Roșii. Uite, roșii. Castraveți. Trebuie să folosești și castră și cornișon cruz, dacă doriți, sau chiar și niște ceapă sotată să puneți în acest lucru. Vreau să fie mai multe proaspăt acum. Să punem mai multe proaspăt. Brânzica cedar, nu? Brânzica cedar o punem asta la mandră. Întâi punem carnea, parizerul. Așa. Și acum punem brânzica, că vrem să se gratine și o să punem mai multe felii de brânză, pentru că este un, două sunt suficiente, că sunt de prea greu de faia. Ducem la salamandră, să topim brânza. Nu trebuie mult. O să mai dau un pic de sos tartar și pe tufla deasupra. Atât, e suficient. Haideți să punem un platou mai mare acum. Că un platou pe măsura preparatului. Nu urma ce să mai... O să mă ajut totuși cu tufla să iau pe destul de... Asta o să pun doar, o să-l acopăr așa, că vreau să se vadă ce este înăuntru. Cât de frumos este, da. Ca să mă apuc și înăuntru și o să iau, haide să luăm și cartofii. Cartofiori? Da. Îi punem ca și scurs. Garnitură, nu? Pe lângă. Da, cartofi de casă. De sare. Și simplu, punem așa. Așa este cel mai indicat. Și preparatul și cu numărul 3. Deci, ciabata cu legume, mini baghetă cu brânză și cu parizer și cheeseburger cu parizer. Îți mulțumesc pentru ponturile dezvăluite. Da, dar n-am terminat încă. Nu încă? Perfect, nu, cu cine mai surprinzi? Nici eu nu mai știu. Da, cum am gândit. Am putea te apucă aici. Niște bruschete acolo. Da. Ce vom face cu ele? Ștergem un pic aici. Acum vom face niște mini aperitive. Cât de creativ ești! Continui să mă uimești! Deci avem niște bruschete pe lung și avem niște tartine, să fie rotund, tot din baghetă făcute, cu usturoi, cu pesto și făcute la grătar. Hai să începem cu început. De această dată vom pregăti un aperitiv haios și creativ, ideal pentru cei mici. Primul pas începe cu tăierea parizerului în formă de cuburi. Sunt unele cascavete, înțepăm cascavetele. Punem imediat și cubulețul de parizer. Începem iarăși, punem iarăși cubuleț de parizer. Și continuăm așa până când? Până iese morfoța. Și folosim și feria. Și asta este frumos, bărcuța noastră. Să începem, facem vreo 2-3 și după aia continuăm cu restul. Mai facem 2-3 să plece. Feliile poate să fie feliate și subțire, în general, ca să puteți să le rulați. Și, în general, să ne din față să le înțepați. Să puteți să... Acum fac un fel de două... Tartar, deci spun tartar, că e tăiat cu bulețe, micuță și crud, să spunem, este gătit. Și o să avem mozzarella, roșii sherry, l-am să mai mari și acum o să folosim niște parize de măsline și pui. Acesta e la următoarea rețetă. O să tai ca la dimensiunile care sunt și mozzarella. Așa. Și o să aici, din cauza căldurii, a început un pic să se... moaie. Am un bol și o să încep să îl amestec. O să pun cam aceeași cantitate de roșii. Poate un pic mai multe roșii, sherry. Ce am avut aici? Mozzarella. Mozzarella, roșii.
Mai punem un pic de motor la asta. Parizer? Parizer de pui cu masline. O să punem niște ulei. Ulei de cu busuioc. Amestecăm. Da. Sare de piper. Sare de mărturie. Cum e sperul? Avem atâtea ingrediente aici pe masă, mai avem loc. Și atâtea ingrediente, dar care se fac așa de repede. Foarte ușor și rapid. Bun. Și cam asta e compoziția. Cam asta e compoziția, o presupunem pe bruschete. Bruschetele. Da? Îți pregătesc sigur un alt platou. Din fericire ai multe aici. Da. Roșiile au fost de antea destul de mari, îmi place să se vadă așa, să nu fie tocate prea mic. Să fie destul de vizibil. Și sunt și roșii cherry tăiate doar în nopt. Și asta este de fapt și după aia le pun niște verdeață în top. Nu mai folosești penseta? Mai acum. Multe penseta e doar așa când punem câte o bucățică, să nu strice farfuria. Acum facem niște aperitive, rapid. Perfect. Și suntem gata. Suntem gata. Nu cred că mai reușit să vedeți din ce avem aici, la câte ingrediente am avut. Ia, una, două, trei, atunci patru, cinci, punem, șase. O să le punem aici, ca să le arătăm bine. Șase preparate. Ce harnic ai fost. În cât timp? În mai puțin de 20 de minute. Da, bine, am avut niște preparate gata, pute în avans, dar... Hai, 10 minute pregătirea 10. Lor, o jumătate de oră, cam atât. Deci necesită prepararea lor. Exotic, tartare exotic, cu un cheeseburger cu parizer, iar și bruscheta cu roșii, mozzarella și parizer de pui. Bărcuțele, bărcuțe aperitiv. Cu parizer și castravete. Sandwich-ul cu brie și unt și cornișon. Și aici îl punem pe cel cu aici, în partea asta, ciabata. Și ciabata cu legume la grătar, salată verde și cartofi noi la cuptor, care ai două consistențe mai deosebite. Și eu aștept să faceți și voi acasă. E ceva simplu, nu v-am dat nimic complicat astăzi, v-am mai dat și alte lucruri complicate, dar astăzi să facem ceva chiar simplu, simplu și eficient, care puteți să faceți acasă, gustos, rapid. Și rapid. Aștept să mă invitați, să vedem ce ați făcut, să vă dau o notă. Spor la gătit, poftă bună! Poftă bună. În ultimii ani, sute de soiuri de mezeluri conservate, colorate, injectate și ambalate, alternative comode și ieftine, au invadat magazinele. Cât de sănătoase sunt însă aceste surogate de carne? Cum ne dăm seama dacă cele pe care le cumpărăm sunt de calitate? Ar trebui să ne orientăm către mezeluri de calitate, să le alegem pe cele în care vedem fibra, deci structura cărnii, știm sigur că acolo este carne și nu zgârciuri sau mai știu eu ce subproduse din animal care nu au valoare nutritivă, deci practic nu te hrănești așa cum trebuie. Deseori se spune că mezelurile au ajuns să fie printre cele mai nocive alimente. Nu vă lăsați influențați de zvonuri. Nu toate aceste preparate se regăsesc în categoria respectivă. Fiți foarte vigilenți și acordați o mare atenție ingredientelor din compoziția produsului ales.